Pompierii au mai anunțat că cea mai probabilă cauză a incendiului a fost acțiunea unei persoane iresponsabile. În urma acestui eveniment au ars două garaje, unul în totalitate și al doilea în proporție de 80%. Un autoturism aflat în interior și bunuri depozitate în garaje. Au mai fost afectate alte două garaje și un autoturism.